Cum funcționează mintea? Gândește bine și binele va veni. Gândește răul și răul te va urma. Toată ziua ești ceea ce gândești. Subconștientul nu te ceartă. Acceptă ceea ce mintea ta conștientă decretează. Poți alege. Alege sănătatea și fericirea. Poți alege să fii prietenos sau ostil, săritor, vesel, cordial, prietenos și toți vor răspunde în consecință. Acesta este cel mai bun mod de a dezvolta o personalitate minunată. Mintea conștientă este tutorele. Funcția sa principală este de a proteja subconștientul de impresii false. Decide să crezi că ceva bun se poate întâmpla și se întâmplă acum. Cea mai mare putere a ta este abilitatea ta de a alege. Alege fericirea și prosperitatea. Sugestiile și declarațiile altor oameni nu au puterea să te rănească. Singura putere stă în modul tău de gândire. Poți decide să respingi gândurile și declarațiile altora și să afirmi binele. Ai puterea de a decide cum vei reacționa. Ai grijă ce spui. Va trebui să răspunzi pentru fiecare cuvânt inactiv. Niciodată să nu spui, o să eșuez, o să-mi pierd slujba, nu-mi pot plăti chiria, etc. Subconștientul nu știe de glumă. Acest lucru face ca toate aceste lucruri să se întâmple. Mintea ta nu este nici rea, nici bună. Nici o forță a naturii nu este rea. Totul depinde de cum folosești puterile naturii. Folosește-ți mintea pentru a binecuvânta, vindeca și inspira pe toată lumea pretutindeni. Nu spune niciodată, nu pot. Stăpânește frica înlocuind-o cu următoarea afirmație. Pot face orice cu puterea subconștientului meu. Începe să gândești din adevărurile și principiile veșnice ale vieții și nu din punctul de vedere al fricii, ignoranței și superstiției. Nu lăsa pe alții să gândească pentru tine. Alege-ți gândurile și ia propriile decizii. Ești comandantul sufletului tău, mintea subconștientă și stăpânul destinului tău. Nu uita, ai capacitatea de a alege. Alege viața. Alege să fii sănătos. Alege fericirea. Orice presupune și crede mintea ta conștientă că este adevărat, subconștientul acceptă și caută să realizeze. Crede în noroc, călăuzire divină, acțiune corectă și toate binecuvântările în viață.